Ordonanța de urgență a Guvernului României privind migrația aleșilor locali a fost publicată pe 3 septembrie în Monitorul Oficial, aleșii locali putând migra doar o singură dată, fără ca să-și piardă mandatul. Astfel, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, primarii și președinții consiliilor județene, consilierii locali și consilierii județeni, precum și candidații care au fost declarați supleanți, își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic, organizația minorității naționale din care doresc să facă parte sau să devină independenți, fără să-și piardă calitatea dobândită în urma alegerilor din 2012. Ordonanța a stârnit reacții vehemente în Consiliul Județean Bacău, grupul consilierilor PNL declarând că protestează vis-a-vis de ceea ce consideră a fi un act neconstituțional, dar și față de prevederile abuzive ale acestuia. Protestez în nume personal și al tuturor consilierilor Partidului Național Liberal împotriva infracțiunii contra demnității persoanei sub formă de insultă și calomnie afirmată publică de prim-ministru Victor Ponta când s-a emis ordonanța neconstituțională pentru 45 de zile a trăseistorilor politici. De partea cealaltă, președintele Consiliului Județean Bacău, nimeni altul decât președintele PSD Bacău, susține că prevederile ordonanței cu pricina nu aduc atingeri democrației și că o clarificare a situației politice se impunea după ruperea alianțelor și a uniunilor existente în momentul alegerilor locale din 2012. Schimbarea configurării politice ar crea blocaje la nivel administrativ, subliniază Dragoș Benea. Nu văd care-i deranjul, nu e atac la democrație. Vedeți că, de exemplu, la parlamentari, opțiunea politică pentru unii se schimbă de 3 ori în 6 luni. Nu văd de ce aleșii locali, după atâtea schimbări pe șichierul politic, nu pot să aibă o perioadă de timp în care să-și reglementeze foarte clar. Să se știe. Cel care face politică PSD să fie la PSD, cel care face politică PNL să fie la PNL, nu Haloemisul care știți că este chiar și în județul Bacău pe alocuri. Susținuți de colegii pedeliști, aleșii PNL l-au acuzat însă pe premierul Victor Ponta, care ar fi recurs la acest tip al legiferării traseismului politic pentru a nu pierde alegerile prezidențiale. Domnul Victor Ponta, președinte Partidul Social Democrat, este ales în 2012 prim-ministru al Guvernului României, de majoritatea din care 50% parlamentar liberal și conservatori în USL. Iar actualmente simte pericolul în curând că va trece în opoziție, motiv pentru care, abuziv, prin ordonanța de urgență a Guvernului, vremelnic pentru 45 de zile, legalizează traseismul politic. În replică, Dragoș Benea a subliniat că ordonanța cu pricina nu a fost aprobată la inițiativa Guvernului, ci a asociațiilor comunelor, orașelor, municipiilor și a consiliilor județene din România. Să știți că la baza acestei ordonanțe de urgență stau solicitările scrise ale tuturor structurilor asociative din România. Asociația Comunelor, Asociația Orașelor, Asociația Municipiilor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Solicitarea pentru această ordonanță de urgență a fost făcută de toate structurile asociative și vă rog să nu le neglijați, pentru că acele structuri asociative nu sunt conduse doar de, sau nu sunt, nu au un bordul de conducere doar primar de la un partid, au de la toate partidele. Proiectul legii de aprobare a ordonanței de urgență a Guvernului a ajuns în Senat, prima cameră sesizată pentru dezbaterea actului normativ. Urmează ca proiectul legii să fie înscris pe ordinea de zi a biroului permanent, care îl va distribui spre dezbatere comisiilor de specialitate. Acestea vor elabora raportul ce va fi supus ulterior votului plenului. După votul din plenul Senatului, actul normativ va fi transmis Camerei Deputaților, care are competență decizională. Ordonanța de urgență se consideră intrată în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 3 septembrie 2014, fiind îndeplinită și prevederea de depunere la Camera competentă.